Hei, salut, salut la fiecare, Sergio aici cu voi. Suntem într-un nou live aici pe YouTube pentru cei care sunt clasa a noua, Da, pentru cei care sunt clasa nouă și doresc să se pregătească de examen, acum e momentul să împuneți întrebări. Adrian Prutean, salut și bine te-am regăsit în acest live. Mă bucur că suntem împreună aici. Mersi mult că deja sunteți activi, Shelby! Te-am mai văzut pe aici, bună seara și bine te-am regăsit! Regăsit, astăzi avem un live superb în care voi răspunde sau voi rezolva exerciții date de voi sau teme date de voi, Nicon Jomir, a noi ca de obicei, Gipsul, cum merge? Uh, bună seara, domn' Sergiu. Nicolae întreabă și spune, de fapt. Ok, mersi mult pentru că deja sunteți activ. În general îmi place foarte mult să petrec timp cu voi. M Miron Laurențiu. Bună. Foarte... Op, examen. super Laurențiu. Uh... <laughs> Miron Laurențiu spune că mă iubește. Foarte bine. Mersi foarte... Apreciez. Uh... Cerga Nicolae transmite un salut. Nicolae, salut, salut, salut. Bună seara, Izabela. Și ideile succesului, bine te-am regăsit în live-ul aici, pe YouTube. În general, este interesant că suntem pe YouTube și pe Twitch, apropo, dar pe Twitch posibil că încă se lucrează asupra transmisiunii live. Voi lucra asupra la acest lucru, dar reluarea o puteți vedea și acolo, pe Twitch, Matematica Moldova. Uh, și uh, astăzi streamul de astăzi este simplu. Am iPad-ul, iată aici și am și Pixel, hai să arăt iată. Așa, iată. Am iPad-ul și voi rezolva exerciții la teme date de voi. Mai ales, mai complicat voi face de fapt, voi compune un exercițiu sau voi arăta cum, cum se compune un exercițiu, cum se gândește profesorul care compune exercițiul și îl voi rezolva. Uh. Văd că sunt cereri, iată exercițiul numărul 5, 7, 8, exercițiu 5, spune Izabel și nu știam nimic și cu tine a, în ultimele două săptămâni am -o la auto plamate. Dacă nu ai copiat la superb, superb. super. Pentru clasa 2 va fi ceva. Pentru clasa 12 avem mâine live în care va fi pentru umaniști, da? Vom rezolva un test sau pretestarea de la umaniști și astăzi pe Instagram am avut un live asemănător, dar nu chiar reușit pentru că au fost exerciții grele, da? dar pe Instagram nu cam se învață. Uh, uh, Lupa Nicolae întreabă că a spus dacă la pretestare exercițiul a fost cu uh, polinoame, la fel va fi și la examen, uh, aproape sigur, expresii algebre. Exercițiul trei explicați, vă rog, Shelby X, Z, X. Ok, haideți să uh, pun, iată, așa, acest layout și să scrim câteva teme care astăzi le vom aborda. În primul rând vom aborda, cum a spus, itemul numărul 5. Item 5, aici sunt puteri sau radicali. Iată, acești itemi. Al, 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 voi compune un exercițiu și îl voi rezolva. Um, apoi... Um, Apoi a fost o cerere la itemul numărul 5, 7 și 8. La 7 vom vedea, dar item 8 este mare cerere. Acestea sunt probleme cu sisteme de ecuații. Ok, scrisul meu nu este cel mai frumos din lume, dar așa este. Deci cineva deja a cerut itemul 3, repetat. Și la itemul 3 ar trebui să fie, din câte eu țin minte, grafice. Da? Și uh, Vitas zice că itemul 11 uh, de bătăi de cap, cum credeți, va fi tot ecuații de gradul 2 la exercițiu 6 la examen sau poate fi deja ecuații de gradul 1, doar de, ecuații de gradul 2 va fi. Ok, ideile succesului. Itemul 11, voi compune unul. Aici sunt fracții algebrice. Fracții algebrice. Sau polinoame. Independență cum, ce și cum. Și încă o temă care astăzi o vom aborda, să vedem ce cerere a fost. A fost un item de geometrie și anume itemul numărul 7 se pare, da? itemul numărul 7, cred că asta vom reuși. Și 10 să rezolvați, vă rog. Deci un item de geometrie. Până ce acestea, acestea, itemul 2, itemul 2 ce ține de... e tot un fel de geometrie, e mult de vorbit ce ține de itemul numărul 2, însă posibil că am să găsesc timp și pentru aceasta. Uh, Daniel's Gaming, am vântul ai în vedere că se aude fșit, n-ar trebui, n-ar trebui am verificat sunetul uh, Guțu Alexandru zice, domn președinte, bună ziua, Daniel's Gaming salut, răzvan, darava, Guțu Alexandru îți transmite bine, bine v-am regăsit cum am spus și nu v-am stat tare mult așa de uh, în zadar, dar vom porni să rezolvăm. Mai bine spus, cum și-am zis, uh, ce legătură are Daniel Gaming? Nu bate, nu, e normal că ce nu bate vântul, eu cam așa, dar bate la tine vântul și... A, bate la vânt, vântul în cap, poate. <laughs> Vă mulțumim că ne oferiți din timpul dumneavoastră pentru a ne ajuta ideile succesului integrale când Daniels Gaming integrale au fost azi pe, pe, Instagram. Acum este clasa nouă. Clasa nouă, când ați fi clasa 12, o să fie integrale. Când cei care sunt la nouă acum. Iată temele care temele care sau exercițiile care astăzi le voi compune și le voi rezolva. Fio Dragon, salut și bună seara. Salut, tu ești examenul deja? Tu știi examenul deja? Pro, 100 pro, nu știu examenul, știu temele care sunt la examen. Blow Strike, bună seara, nu am pierdut multe? Nu, numai ce am început Blow Strike. Iar noi avem pe ecran temele care le vom trece. O, oh, eu n-aș terpi, Danu. Eu, bă, n-aș terpi. <laughs> da, da. Puteți să și exercițiul numărul 9. Nu reușim deja. Într-un alt live vom face și itemul nou, Izabela. Însă, iată, sunt acești itemi care sunt deja 5 itemi. Astăzi vor fi un live cam de o oră, o oră și 15 minute. Luați-vă un pix dacă aveți Apple Pencil și iPad, luați-vă și pe el, dar dacă nu este de ajuns luați un caiet simplu și un pix, și să scrieți împreună cu mine. Ok? Uh, Ilinca Medrigan, salut și bine te-am regăsit și văzut în acest, auzit, citit în acest live. să rog frumos, sâmbătă sau duminică, fă un live pe bază clasia 10, profil real, luni teza. Uh, nu știu, nu știu. Mă că pe canalul nostru de YouTube. Ia să... Special pentru aceasta voi face un research YouTube Matematica Tica Moldova Ia să vedem, se pare că este o recapitulare 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 clasa A10 Puteri, radical, logaritmi, polinoame, fracții ce și funcții Este așa video, nu știu dacă te va ajuta Nu știu dacă te va ajuta Însă el este da, hai să trimit link. Iată link. Acesta este un link către canalul nostru de YouTube cu o recapitulare. Uh, cine a mai venit aici? Uh, Guțu Alexandru. Guțu uh. Alexandru. cred că te țin minte, dacă mi amintești mintești ceva detalii, îți spun concret și anumite aspecte despre tine. Hai să începem, vitez cata noi zice. Salut, Dani Art, în clasa nouă vreau să încerc să iei așa. Bună ziua, domnul Sergiu, XSX, Slayer XP. Uh, salut și cine? Da, mai începeți rezolvarea. <laughs> Bine, acestea fiind spute, sp spute, <laughs> Acestea fiind spuse, hai să începem rezolvarea. Iată, itemi și primul item care îl voi compune va fi un item cu puteri sau cu radicali. Hai să votăm. Scrieți repede. Radical sau puteri? Cine primi, care temă primă ajunge uh, uh, care primi trei, da? Cine trei voturi? Puteri sau radicali? Să compun cu puteri sau cu radical compun. Hai, repede. Și 1, 2, 3, 4, 5. Ce? Nimeni nu a scris puteri radicali? Uh, radicali? Un, un, un vot. Puteri, alt vot. Hai, cine prim puteri are două uh, voturi. Radicali? Radical. Gata, Radical. Ne-am înțeles. <coughs> radicali, brat. Deci, cu radical, itemul numărul 5 la examenul de clasa 9. Iată ce trebuie să știți aici. Întotdeauna profesorul se gândește ca să utilizezi formula radical din 3 minus 1, totul pe, radical din, pe lângă radical din 3 plus 1, aceasta este o formulă de calcul prescurtat. Când înmulțești fiecare cu fiecare, iată, radical din 3 cu radical din 3 îți dă radical din 9. Radical din 3 mulțit cu 1 îți dă radical din 3. Minus 1 cu radical din 3 îți dă minus radical din 3 și minus 1 cu minus 1 îți dă minus 1. Și iată ăștia doi dispar și aici rămâne 3 minus 1, ceea ce este 2. Întotdeauna, dacă îți dă radical sau deseori, ori, vrea să aplici această formulă. Prescurtat, ea este așa, radical din 3 la 2, minus 1 la 2. Iată ăsta, minus ăsta, fiecare la 2. Așa este formula A minus B pe lângă A plus B. Și atunci el cel care compune, când voi spune el, am în vedere cel care compune, se va gândi să-ți dea aici un radical, să zicem radical din uh, 5, minus un număr care dacă îl ridici la a doua nu trece de 5. Ok? Asta e ideea. Și 2 la 2 nu trece de 5, 1 la 2 nu trece de 5, dar 3 la 2 este 9 și trece de 5. De ce? Cred că aici o variantă bună va fi să-l pună pe 2 deși o altă variantă bună este 1 Aici va fi plus sau minus în interior, deja nu mare, nu contează tare mult. Dar ideea este ca uh, acest uh, număr să fie un, o formulă de calcul prescurtat. Și acum hai să ne gândim, dacă eu cu ce trebuie să înmulțesc cu toată aceasta ca să dispară acest radical? Trebuie să înmulțesc cu radical din 5 plus 1. Iată așa. Asta trebuie să-l înmulțesc cu asta ca să, se, ca să dispară radical. Înseamnă că pe acest număr trebuie cumva să-l ascund pe aici sau să fac cumva ca el să dispară sau ceva să fac cu el. Și eu mă gândesc acum că dacă ridic la a doua aici, este 5, este minus 1, îți va da 4. Înseamnă că eu cumva... Aici trebuie să-l pun pe 4 ascuns. Și pe 4 ascuns pot să-l pun așa, 0,5 totul la puterea a, minus 2. Iată, asta e 4. Vidar nu are radical. Cum pot să-l pun pe 4 ascuns? Ar fi a, 4 mulțit cu 3, asta este 12. Și să pun totul sub radical ar fi o idee, apropo. Însă. Radical, aici am 4 radical din 2 ar fi interesant uh, și ne dă radical din 4 este iată aici, 16 sub radical și 2, deci radical din 32 ar fi o idee. înmulțit totul sau pe lângă și aici să pun... Uh, cum să compun aici altfel? ca să se reducă, să se simplifice. Mm. Nu, știu cum, dar uh, cum aici să compun? De ce radical din 32 în 32 am pus? Uh, pentru că 32 poate fi scris ca 16 mulțit cu 2, dar radical din 16, asta este 4 și radical din 2. Și aici tot îți va da un 4 și el se va simplifica. Deci e așa am în compus. Însă îmi va rămâne radical din 2 pe lângă radical din 5 plus 1 și asta e radical din 10 plus radical din 2. Și mă gândesc cum eu să fac ca acest număr Uh, să-l să transform, să-l simplific. A, ah, iată, îmi dă numărul acesta și eu pot să pun minus uh, minus minus inversul ăsta. Minus Moș vă spun cum. Numărul ăsta eu pot să-l scriu așa. 1. Pot să scriu așa. Radical din 10 plus radical din 2 pe lângă radical din 10 minus radical din 2 pe radical din 10 minus radical din 2 este egal... Este egal între 10 minus 2 pe radical din 10 minus radical din 2 10 minus 2 este 8 pe radical din 10 minus radical din 2. Iată, eu pot să scriu aici 8 pe radical din 10 minus radical din 2. Se putea mai complicat încă, dar iată așa. Bun. Trebuie să calculăm valoarea expresiei. La mine nu plouă. bine a întrebat. <coughs> Ciorice Zinaida numai ce a intrat în live, am citit mesajul și vom ajunge la itemul 11, deci avem itemul 11 astăzi de rezolvat. Hai să rezolvăm acest exercițiu. Ținem -mi minte, acestea de la numitor întotdeauna trebuie să amplifici, ca să dispară radicalul la numitor, trebuie să amplifici ceea ce vezi la numitor cu semnul schimbat în interior aceasta este regula. Vedeți? Și atunci, iată ce obții. Radical din 32, eu îl voi scrie ca 16 mulțit cu 2, totul se mulțește cu radical din 5 plus 1, pe radical din 5 minus 1 se înmulțește cu ceea ce noi amplificăm. Iată acum, dacă este a două le simplificăm, noi obținem exact asta în albastru. Dar noi nu vrem să simplificăm, noi vrem să deschidem aici parantezele și aici parantezele pentru a reduce, pentru a să dispar radicalul de la numitor. Ok. Daniel's Gaming am să rezolv problema aceasta. Apoi, uh, minus. La fel facem aici. Am 8, trebuie să înmulțesc cu radical din 10 plus radical din 2, să scriu P, numitorul rămâne așa, dar tot înmulțesc cu radical din 10 plus radical din 2. Scopul meu este ca acestea să dispară radicale și să rămână doar numere simple. Ok? Hai să vedem mai departe cu altă culoare. Din, radical din 16 este 4, radical din 2 nu se extrage. Radical din 5 plus 1 n-am ce face cu el, n-am ce face cu el. Împărțit. Aici când ai a minus b, se înmulțește totul cu a plus b, îți dă primul număr la 2 minus al doilea număr la 2. Întotdeauna este așa. Primul număr la 2 este radical din 5. Înseamnă că pe radical din 5 îl scriu la puterea 2. Al doilea număr este 1, îl scriu la puterea 2 și pun minus între ele, așa e formula. Apoi, 8 radical din 10 plus radical din 2 n-am ce face, rămân așa, felicitări. Mai departe, aici am primul număr la a doua minus al doilea număr la a doua, iarăși aceeași formulă. Și zic, 4 radical din 2. Radical din 5 plus 1, n-am ce face, felicitări, așa și rămâne. Însă când mă uit aici, văd că în D5 minus 1, ceea ce este 4, se simplifică deja ceva. Minus 8, radical din 10 plus radical din 2, n-am ce face cu ei, felicitări, așa și rămâne, dar aici radicalii dispar. Și atunci, mai departe, se descifrează că 4, radical din 2, radical din 5, plus 1 și aici 4. Iată unii e secretul să ajungi să nu mai ai fracție. Apoi, minus 8, radical din 10 plus radical din 2 pe 8. Unde am ajuns? Iarăși va dispărea fracția. Și atunci tu zici, radical din 2, când înmulțești cu radical din 5, îți dă radical din 10, plus 2 radical, Asta este 1. Înseamnă că noi radical din 2 e mulțit cu 1, deja îți va da un simplu radical din 2. Minus, aici a rămas radical din 10 plus radical din 2. E egal. Aici, mai departe, se vede totul că ne dă 0. Pentru că minusul din față face să fie minus în interior și zici easy. Ăsta cu ăsta fac 0, ăsta cu ăsta fac 0 și scrii răspunsul 0. Ok? Iată un exemplu care l-am uh, rezolvat aici. Poate părea greu la prima vedere, poate părea greu, însă de obicei când ai așa un radical și, sau doi radicali adunați, doi radicali scăzuți, iată aici la numitor, sau ai radical și un număr, uh, întotdeauna scopul este să scapi de radicalul de la numitor. Se numește raționalizarea numitorului. He, 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 he. Um. Bun. Bine. Acestea fiind spuse, noi practic am rezolvat primul cu radicali, voi este radical. Rămâne acum să rezolvăm itemul numărul opt da, itemul numărul 8, care am spus că la item, item 8 vom avea sisteme. Sistem. Și e, hai să citesc întâi Daniel's Gaming ce probleme mi-a trimis și să văd dacă poate fi rezolvată. e bună, dar hai să o reformulăm. Da? Este cu tentativă de glumă ceea ce nu este chiar bine. Și la itimul precedent și întreabă dacă am fi putut face altfel să facem numitoare de la precedent. Da, am fi putut să facem și tot ne dădea un răspuns de zero. Ok. Uh, puteam metoda care ai spus-o Shelby. Uh, problema lui Daniel Scheming va trebui să o modificăm. Uh, Ion și Maria Ion, Ion și Maria au oaspeți, da? Aflați câți oaspeți are fiecare, Ion cât oaspeți, și Maria câți oaspeți au, fiecare, dacă din numărul de refugiați, numărul de refugiați al lui, Ion, scădem 5 refugiați, vom obține, da i este numărul de refugia, refugiați, numărul de oaspeți, ce spun eu, ce spun eu, că citesc de acolo și nu trebuie. Bun. Ion și Maria au oaspiți la ei în apartament. Așa e mai corect, mai frumos. Dacă din numărul oaspiților care are Ion scădem 5, vom obține dublul oaspiților pe care îi are Maria. Această ecuație poate fi scrisă așa, x minus 5 este egal cu 2y. Și se știe că în total Ion și Maria Ion și Maria, au 20 de oaspeți la ziua lor de naștere. Aflați câți oaspeți are Ion la ziua lui de naștere și Maria la ziua ei de naștere. Ok? Simplu, da? Oaspeți și acolo și acolo, când îi aduniți de 20, dar dacă din cei care sunt acasă la Ion scas 5 oameni, îți dă exact dublu sau de două ori mai mult decât are Maria acasă. Și iată problemă pe loc de la Daniel's Gaming care a fost reinterpretată de mine într-o metodă mai frumoasă. Da, Daniels? Daniels, hai, da? Ne-am înțeles deja. După cum am spus, hai. Rămâne să rezolvăm așa sistem. Hai să-l evidențiez. Ăsta, hai să-l iau pe tot. Iată, acesta, în sistem cu asta. Să punem în sistem, punem echivalent. Țineți cont să puneți echivalent, dacă puneți rezultă tot, e corect, dar așa, așa, așa. Aici metoda substituției este cea mai ușoară. Îți alegi litera de obicei care este cu număr pozitiv în față și nu are număr în față, adică are 1. Litera care o văd eu aici este și acest x, și acest x este... Uh, uh, și acest X și acest X nu are număr în față. Are, dar e 1 și nu se scrie. Și sunt ambele pozitive. Îl aleg pe unul dintre ele. Să zicem, dacă ăsta e pe primul loc, să-l aleg pe el și scriu X este egal cu 2Y plus 5. Deoarece 5 le-a venit în partea cealaltă. Și plus. Și iată tot ce este în paranteză neagră, înlocuiesc în a doua expresie tot cu paranteze. Memorați lucrul acesta. în Când înlocuiești, întotdeauna se pune paranteze. Chiar dacă e un singur număr. De ce? Câteodată vei avea numere, vei avea semne negative pe acolo și o să-ți dea foarte... Um, cum să zic? Când vei, vei pierde un minus acolo. Și eu, în loc de X, pun paranteza. De mai sus. Y așa și rămâne. Și iată, deja aici am doar o ecuație cu Y. Am 2Y plus 5 plus Y egal cu 20. Hai să fac așa. Mai departe. X este egal cu 2Y plus 5, iar aici, vedeți că 2Y plus Y, iată, ăsta și ăsta fac de 3 de Y, este egal cu 20 minus 5. Țineți cont lucrul acesta. Când număr trece de egal, întotdeauna noi schimbăm semnul. 3Y va fi egal cu 15, iar X va fi 2Y plus 5. Ce avem noi mai departe? Y se vede ușor că este 5, pentru că e 15 împărțit la 3, sau, altă logică, 3 înmulțit cu 5 este 15, că înseamnă că Y este 15. Rămâne că X este egal 2 înmulțit cu Y și plus 5. Ai voie să scrii așa încă o dată, dacă îți este lene și se vede că sunt 15. La răspuns voi scrie. Ion are 15 oaspeți. Maria are Maria are 5 oaspeți. Iată am rezolvat problemuța. Da? Este rezolvată tot frumos cum se cade. Ilinca Madrigan zice, mă întreabă de fapt dacă acest live a fi salvat. Da, acest live -a este salvat. și Shelby, faptul că e rezolvat în și ai spus 15, 15 este de lăudat. Bravo! Super! Am rezolvat deja, deja este și a al doilea item de aici, probleme, sisteme de ecuații. Rămâne acum să rezolvăm o problemă de item 3 item 3 care sunt grafice sau grafic simplu la itemul numărul 3 pot fi două situații funcție funcție de gradul 1 sau funcție de grad 2 2. Poate fi sau parabolă sau ă, dreaptă, linie dreaptă. Și iată, vom face așa o situație. Asta e sistemul cartezian de coordonate. Aici este Y, aici este X, aici este 1 și aici este originea. La fel, noi putem să zicem că în partea cealaltă tot avem așa ceva și voi îl voi copia fix așa aici. Construim o dreaptă. Și o funcție de gradul 1. Acum se poate de făcut mai multe. Se poate face să se compună, se poate compune să fie funcția crescătoare sau descrescătoare. Mm, cum să facem? De obicei, când e descrescătoare parcă neplăcut de rezolvat și noi o vom face iată așa descrescătoare. Iată funcția noastră, este graficul funcției f, o funcție de gradul 1. Iar aici noi vom face o funcție, iată, sub forma aceasta, care concret trece prin 0. Da? Iată așa o funcție. Tot e graficul la funcția f. Asta este o parabolă cu ramurile în sus, care trece prin origine. Aceasta este o dreaptă care nu trece prin origine, dar este descrescătoare. Da? Iată așa. Acum trebuie să inventăm o întrebare pentru acest grafic. Și o întrebare ar fi să afli semnul, iată, funcția de gradul întâi are forma asta, ax plus b. Hai încă o dată să scriu ax plus b. Așa are de exemplu, 2x plus 6 sau 2x minus 3 minus 6x plus 1. Și în cazul nostru această pantă este negativă. Înseamnă că noi avem a negativ. Și te întreabă, zice, fie funcția f de x este egal cu ax plus b reprezentată în desenul alăturat. Iată funcția, oarecare. Te întreabă care este semnul lui B supra lui A. Comparați față de 0. Iată acest număr B, când îl împarți la A, trebuie să-i afli semnul. Da? Și iată aici este greu deja, dar imediat vom afla răspunsul. Sârbu Igor spune, dacă A este negativ, funcția descrescătoare. Corect. Deci, acest număr A trebuie să fie negativ, că funcția e așa, descrește. Da? Când te uiți spre dânsa, hop, ai ajuns aici, cu sania mergi la vale. Înseamnă că descrește. Că dacă ai o funcție așa, mergi spre dânsa, hop, te duci la deal. Înseamnă că ea crește. Iată așa faci, cum arată dacă funcția crește sau descrește. În cazul nostru, funcția descrește. Te duci cu sania la vale. Acum, înseamnă că numărul ăsta este negativ. Și vei scrie negativ. Dar B de la lecția trecută am spus, B este exact, exact, numărul unde graficul nostru, dreapta, se intersectează cu y Adică ăsta e numărul. Și numărul ăsta care e acolo, iată l vezi acolo, iată numărul ăsta, cât e el aproximativ? Din cât eu văd, parcă ar fi 2,5, 2,2. Deci numărul ăsta este 2 și ceva. Este pozitiv. Și ce ai obținut? Pozitiv când împarți la negativ plus împărțit la minus îți dă minus. Dar minusul este mai mic decât 0. Iată acolo semnul este mai mic. Ok. Nikon Jomir, foarte bine că ai spus corect, mai mic. Iată un problemuță. Vezi? Și aici se pot inventa mai multe. De exemplu, se poate să-ți pună Uh, măsura unghiului format de direcția pozitivă, încă o dată, măsura unghiului format de direcția pozitivă a axei OX și graficul funcției, iată, acest unghi, este ascuțit, obtuz sau alungit. Și tu trebuie să zici, obtuz, iată, unghiul este obtuz. Hai să inventăm acum o problemă aici. Iată, avem graficul F de X este egal cu AX pătrat plus BX plus C, unde A este diferit de 0. Este o parabolă cu ramurile în sus. Da, o parabolă cu în sus. Și îți cere să afli, să compari x1 înmulțit cu x2, să compari cu 0, unde x1 și x2, iată așa, aici, unde x1 și x2 sunt 0-uri. Iată ce ți se cere. E o funcție de gradul uh, 2. Și acum trebuie fără să o cunoști. Iată noi nu știm care e. Dar numai după graficul ei, iată numai după graficul ei trebuie să-ți dai seama cu ce, cum este x1 față și x2 înmulțite, cum este față de 0. Semnul trebuie să-l pui mai mic, mai mare sau egal. Iată aici. Dar noi nu avem funcție. Noi, noi, în general, uh, hai să fac așa, noi nu avem aici ce nu avem. Nu avem niciun număr. Niciunul. Iată aici. Doar X-uri, A-uri și B-uri. Ce să fac? Iată cum te gândești. Zero-urile zero sunt acolo unde se intersectează graficul cu axa OX. Iată aici zero-urile. Cât e aici primul 0, x1, cam minus 3 ar părea, așa -i? Dar aici cât e? 0. Și când faci minus 3 mulțit cu 0, cât îți dă? 0. Înseamnă că este două aceste, acest x1 mulțit cu 2 este 0. Acum este alt fel, poate să-ți spun întrebarea, da? Cu ce este egal minus b supra lui 2a față de 0? Iată așa ceva. A, a, cum zici aici? Hai, cine își dă seama? Îți aduce aminte că vârful oricărui parabole, iată vârful, are formula minus B pe 2A și minus delta pe 4A. Iată, acesta este X-ul. La noi, la noi, unii vârf aici, cât e X aici? Se pare că este, ar fi minus 2. Înseamnă că e negativ numărul ăsta. Da? O întrebare a apărut. Uh, Izabela a întrebat, n-ar trebui să înmulțim. Iată, când noi am înlocuit aici, am înlocuit aici. În fața parantezei este numărul 1. De deci aceea nu avem cu ce să înmulțim. Ok iată, diferite întrebări pot fi aici, așa se rezolvă și așa este. Deci sunt mai multe tipuri de întrebări care pot fi puse. Ce am făcut noi? Noi cu succes deja am trecut și itemul numărul 3 la grafice. Sărbu, Igor. Bun. Ce temă noi avem mai departe de rezolvat? O, fracții algebrice. Fracții algebrice. Și el bine întreabă dacă mi se pare greu acest item 3. Pentru mine nu este greu, dar nu știu pentru voi. Dar am dosic, noroc. Rămâne acum să rezolvăm un item cu fracții algebrice. Va fi mai greu, va fi mai greu să inventez unul, dar voi încerca. Dacă cumva nu-mi iese și compun ceva aberant, voi lua unul din anii trecut și îl vom rezolva. VPN, iPhone, PUBG, M, salut! Bine te-am găsit! Știți regalul de despre polinome? Daniel's Gaming mă întreabă. Nu ne aduc aminte acum, trebuie să studiez. Bun. Acestea fiind spuse, hai să continuăm tema noastră cu fracții algebrice. La fracții alge algebrice, de obicei, ți se dă să poți calcula numitoare comune. Da? Numitoare comune. Și. Ce aș putea eu să fac acum? Uh aș putea să zic așa, mie îmi trebuie să am o fracție algebrică, o expresie, o fracție plus altă fracție sau un alt, altă expresie care să-mi dea care să îmi, o ecuație de gradul 2. Iată așa ceva. Și să-i spun să-i spun acestei fracții algebrice să aflăm... se anulează. Aflați valorile, iată așa ar fi, aflați valorile reale ale X pentru care expresia dată, care o să ne dă ei până la urma asta, se anulează. Adică se face 0. E dar de așa. Voi vorbiți între voi și nici nu îmi spuneți că nu, nu se vede nimic pe, pe ecran. Încă o dată, eu m-am gândit așa. Să fac ceva aici, să fac două fracții adunate. Iată aici, și două fracții adunate. Să-mi la rezultat x pătrat minus x minus 6 și să spun, să-l afli pe acest X de aici, pentru care expresia mea se anulează, se face zero. Adică să trebuiască să o calculez acolo și la urmă să-mi dea zero, o egalez cu 0 și să-l aflu pe X. Iată ce trebuie să fac. Bine, Emanuela Istartuc, salut! Uh. Cum să inventez eu această fracție? Iată, am să-l evidențiez pe x pătrat aparte, minus, în paranteză voi evidenția x plus 6. Iată așa. Acum, pe x plus 6 îl mulțesc cu x minus 6 și îl pun aici pe x minus 6. Iată, asta am aici, x minus 6. Însă, de ce? Când reduc, când dă exact aia asta, îmi dă exact aceasta. Însă, pe x pătrat, cum să fac eu? Ca să-mi dea x pătrat, ar trebui să fac un x la 3 minus x pătrat pe x minus 1. Da, este o variantă. Însă, hai să fac încă ceva. Dacă pun minus 2 înseamnă că aici pun plus 2 și aici plus 2x pătrat. Iată așa, e încă mai superb. De ce? Pentru că când faci de de x diferit de minus 2 și când egalez cu 0 tot îți dă x egal cu minus 2 și va trebui să scrii că el nu satisface condiția problemei. Am compus exercițiu și am să șterg ceea ce trebuie șters și zic fie expresia aceasta care nu știu cu ce este egal. Și zic, aflați valorile reale ale lui x pentru care expresia x la 3 plus 2x pătrat pe x plus 2 minus aici, în general, nu e asta, dar este x pătrat minus 36 se anulează. Hmm? Hmm? Cum vi se pare? Bine. Hai să vedem. Voi acolo discuții, discuții în chat, eu compun exerciții aici. Da? Miron Laurențiu scrie un mesaj, hai să citiți și voi. Frate, Staver Cezar nu poate scrie pe live, el a zis că îți mulțumește foarte mult, respect maxim. Cu mare plăcere. Cezar. Uh, ok. Hai să rezolvăm. Shelby, întreabă dacă îi iubim. Da, vă iubesc, dar acum vreau să fiți atenți la această exercițiu. Vă este a, a distracție, a râs, dar mie mi-este mie mie uh, <goff> mie 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 a rezolva Bun, 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 bun. Ce fac în primul rând aici? În primul rând observ că am x la a treia, dar aici este x la a doua. Și pot scrie x la a doua mulțit cu x, ăsta este x la a treia, plus 2 mulțit cu x la a doua, pe x plus 2. Minus. Aici este x pătrat minus 6 pătrat pe x minus 6. Ce pot face? pot zice că și de aici, și de aici, factor comun se numește x pătrat, în paranteză rămâne x plus 2. P, x plus 2. Minus, aici am a minus b pe lângă a plus b, este o formulă de calcul prescurtat și iată se ajungem la această expresie. Așa. Da? Mai departe trebuie să facem asta, să simplificăm aceste două numere, aceste expresii care sunt identice la numărător și numitor, însă n-ai dreptul să faci acest lucru până nu calculezi 2, DVA, domeniul valorilor admisibile la numitor n-are voie să fie 0, adică x n-are voie să fie minus 2, iată, ăsta n-are voie să fie 0, și x minus 6 n-are voie să fie 0, adică x n-are voie să fie 6. Numai în cazul acesta, ai dreptul să simplifici. Și după ce ai simplificat, iată ce i tăiat aici cu culoare neagră, ce rămâne? x pătrat rămâne minus Paranteze x plus 6. Ceea ce este x pătrat minus x minus 6. Iată expresia noastră la care, de la care am pornit. Ce ni se spune în condiția problemei? Că expresia se anulează. Înseamnă că expresia x pătrat minus x minus 6 se anulează. Ceea ce noi facem egalăm cu 0. Păi așa e delta. B pătrat minus 4 mulțit cu A și cu C. Se vede ușor că îți 25. X1 va fi minus B, asta e 1, minus radical din 5, radical din 25, 65, pe 2 mulțit cu A. Deci minus 4 pe 2, ce este minus 2. Dar minus 2 nu aparține la DVA, pentru că trebuie să fie diferit de minus 2. Înseamnă că nu merge sau ar fi nu satisface satisface condiția problemei. Dar cel mai simplu este să scrii că minus 2 nu aparține la DVA. Dar X2 îți va da 1 plus 5 pe 2, ceea ce este 3, aparține de V. Ce ni se cere? Să-l aflăm pe X. Înseamnă că eu zic X este numărul 3. Dacă aici înlocuiesc 3, rezultatul îmi va da 0. Hai să verificăm. 3 la 3, 27. Plus. 3 la 2 este 9, 9 ori 2, 18 împărțit 3 plus 2, 5. Minus, linie de fracție. Cât e 3 la, 3 la 2? 9 minus 36. P, 3 minus 6 este minus 3. Egal. 27 plus, 27 plus 18. Cât ar fi? Un 5, 1 în minte, 3, 45 pe 5. Minus, 9 minus 36 este minus 27, este aici minus 27 împărțit la minus 3, este plus 9. 45 pe 5 este 9 minus 9, ce e dă de 0. Deci noi am făcut corect. Da. Super. Deci iată un exercițiu complicat cu fracții algebrice. Asta e complicat. Ok? E complicat pentru că trebuie să afli X pentru care e expresia aceasta care trebuie transformată, care trebuie DVA și expresia aceasta se anulează încă. O, încă trebuie să o egalez cu zero. și selectez ce care îți dă răspunsul corect. Asta e greluț. E greluț. Am făcut și verificarea. Deci totul este cum se cade, totul e frumos și corect. Dacă noi am pune aici minus 2, iată, minus 2 de ce nu merge, dacă îl înlocuim, minus 2 plus 2 este 0. Și ai un număr, un număr aici împărțit la 0. N-are sens, nu trebuie așa să se întâmple în matematică. Daniel, Art, salut! Ok, văd aici discuții active pe chatul nostru. Haideți să vedem ce temă noi deja am, am rezolvat o mare parte din ele, Itemul 11 cu fracție. A rămas un item de geometrie, cum am spus, astăzi live-ul este mai scurt decât de obicei și avem un item de geometrie de rezolvat, voi n ați văzut, dar nu e o problemă că avem deja geometrie. Da? Iată așa, un item de geometrie. Uh. Shelby spune să mai fac un exercițiu. Shelby, uh. Nu știu, nu știu, am să văd. Să mai fac unul de tipul ăsta? Astăzi live ul este de o oră. Mai avem 10 minute, poate încă 20 de minute. De ce? Cum am zis, ne păstrăm de plan tot ce-i bun câte puțin. Bine? Bine? Așa, o oră e ok. O oră e ok. Sârbu Iicor a dat idee de trapez. Pe urmă blow strike, a spus cilindru, blow strike, cilindru, Sârbu Igor trapez, Sârbu Igor a spus cu fără capitalizare, da, 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 e ok. Mihai Cataraga, salut, salut, Mihai. Hai să vedem, avem așa, avem cilindru, avem trapez, cilindru, nu vedeți ce scriu, dar e ok, trapez, ce mai este? iarăși cilindru cineva, Sambade, a spus cilindru. Deci la cilindru sunt două voturi, la trapez un vot. Un vot. sunt nu cum uh, și simplu avatarul din filme se primește prea aia estetică. Se poate itemul 10 de rezolvat. Itemul 10 este geometrie. Iată, asta facem acum. Se poate itemul 10. Faceți cu triunghi dreptunghi. O oh, uh, triunghi dreptunghi cu un vot este. Și cilindru Alexandru Cornescu încă un vot. N-ai mai, mai scris încă o dată lucrul ăsta. Nu, ok. Uh. deam Alexandru, scrie scri repetat. Mihai Cătarago era cilindru. Bine, uh, s-au votat uh, cilindru. Uh, înseamnă că vom uh, merge pe cilindru, chiar dacă a fost. Uh, poate unii au scris repetat. Cilindru cilindru. Bine. În primul, rând, în primul, rând, cum se formează un cilindru? Se, cum arată un cilindru? Este ca o cană sau o foaie a patru în, doiat, în doietă, nu știu așa, rotită. Știți cum e un cilindru. Cum eu îl construiesc? Eu fac așa. Un dreptunghi, de obicei vertical, dintre care îi fac ca aici să fie întrerupt, că va fi în interior, și fac aici un semicerc, iată așa, și aici un semicerc, iată așa. La fel și aici un semicerc, nu chiar așa de mare, trebuie de puțin mai mic ca să fie asemănător cu cel de mai sus. Și aici un semicerc. Semicercul din interior eu îl fac întrerupt că este în spate. Iată cilindrul meu. Așa. Ce elemente are cilindru? Hai să notez în A, B, C, D. Cilindru are rază. Raza este de aici, de la centru, O, Aici la centru este O1 și când trasez, iată asta e înălțime. Vom vorbi și de rază, este exact ceea ce voi trasa acum cu verde. Iată asta este rază din centrul cilindrului până la margină. Înălțime este asta din interior care unește asta. Ea este și în exterior și asta e înălțime. Are, aceste toate trei sunt înălțimi. Și asta este rază, și aici este rază, și aici este rază. Teamă, așa este. Apoi, ce mai are cilindru? Cilindru are diagonala secțiunii axiale. Ce înseamnă secțiunea axială? Este când tai cilindru în jumătate și obții în interior un dreptunghi. Arătăm cu o altă culoare și vopsim, iată este așa, când tai cilindru pe jumătate, vei obține exact acest dreptunghi A, B, C, D, ceea ce mie nu prea mi-a ieșit, hai mai încercăm o dată. A, B, C, D și așa. Da? Încă o dată nu mi-a ieșit, dar eu am să-l pot modifica imediat și să îl duc unde mi-e trebuie. Iată, secțiunea, asta se numește, secțiune axială. În secțiune, când tai. Bine? Și avem în interiorul ei diagonale a secțiunii axială. AC este diagonală și BD tot este diagonală. Noi de obicei vom lucra doar cu una dintre ele, nu cu toate. Daniel Schemic zice că am pătrat dreptunghiul ăsta. Așa este, ce cum este. dar în eu văd unele comentarii care, care, le scrie care sunt ascunse de către aplicația care o utilizez hai fi mai mai diferit mai bun bun te rog Merci. Nu mă Am avut în comentarii. Hai să continuăm rezolvarea. Cum se pot se pot compune probleme aici? Se pot pro, compune probleme. Iată de ce. Uh, cum putem să compunem probleme? Să zicem așa că ni se dă un cilindru circular drept, ăsta e cilindru circular drept, la care raza este de trei ori mai mică decât înălțimea. Raza raza este de trei ori mai mică decât înălțimea. Trebuie să aflăm area laterală a cilindrului dacă volumul său este și iată trebuie să scriem cu ce este volumul. Și ca să ne dea ceva uh, frumos, noi trebuie să inventăm întâi niște raze și înălțimi și să calculăm volumul și să dăm volumul, ca apoi să revenim înapoi la calcul. Raza frumoasă ar fi, eu zic, să ne dea radical din 3 răspunsul. așa -i? Înălțimea va fi de 3 ori mai mare, 3 radical din 3. Acum, dacă să-i calculăm volumul, este pi pătrat h pi înmulțit, raza la a doua este 3 că radical din 3 la 2 3, iar înălțimea este 3 radical din 3. Observăm că ne dă 9 pi radical din 3 cm3. Înseamnă în condiția problemei, eu voi scrie 9 pi radical din 3 cm cubi. Asta șterg. La fel și cât este înălțimea și raza. Acum, noi am inventat o problemă. Cum am inventat-o? Am pus întâi niște, am inventat o rază, am mărit-o de trei ori ca să satisfac condiția problemei, am calculat volumul, am știut sos și am scris volumul ăsta trebuie să fie. Și acum trebuie să mergi invers, să afli raza, să afli înălțimea după logică matematică și să ajungi mai apoi să afli, afli area laterală să rezolvăm problema. Voi face desenul și totul mai mic pentru a avea spațiu de rezolvare și să nu ne ducem uh, prea departe. Iată, așa, așa și voi mai face ca condiția problemei să o dau așa într-o parte. În primul rând... Raza este de trei ori mai mică decât înălțimea. Automat voi scrie că înălțimea este de trei ori mai mare decât raza. Apoi, volumul oricărui cilindru va fi dată formula la sfârșit, PR pătrat H. Dar în același timp galeza asta cu ceea ce îmi dă în condiția problemei. Iată, asta îmi dă în condiția problemei. Ce observ că... Observ că pi și pi se simplifică, rămâne raza la a doua h este egal cu nouă radical din 3. Hmm. Dar eu h-ul îl am cât -i? Iată aici. Îl voi evidenția în paranteză. Iată eu aici voi pune, nu acolo, dar iată aici în loc de h, eu voi scrie raza la a doua, înmulțit cu H, care este 3 raze egalez cu 9 radical din 3. Iată, înlocuiesc. Și mai departe zic așa, 9 împărțit la 3 aici ne va da un 3, deci raza la 3, treia, o rază cu două raze, sau două raze mulțit cu o rază, ne dă 3 raze, adică raza la 3, treia, clar ce am spus, este egal cu 3 radical din 3. Și iată aici este greu deja să calculezi. Da? Este puțin greu, apropo, acest lucru. De ce nu îmi dă cum se cade? De ce nu îmi dă cum se cade? Pe când ar trebui să-mi dea cum se cade? Uh, Cine, Ion Tarafkov, nu R nu este 3, este radical din 3. Și iată, este totul corect, dar mă gândesc cum să te gândești să rezolvi această problemă. Eu zic așa. Se poate de făcut radical din 3. 3-ul ăsta este radical din 9 înmulțit cu radical din 3 și este egal cu radical din 3 înmulțit cu radical din 3 și înmulțit cu radical din 3, că ăsta este asta. Și obții radical din 3 totul la 3, treia, dar aici ai raza la 3. treia. Înseamnă că raza e egal radical din 3, Acești, aceste puteri dispar. Iată, am aflat raza înseamnă că înălțimea este 3 raze. Am aflat și înălțimea. Sunt și alte metode, dar așa este. Dar nouă ne se cere să aflăm area laterală. Area laterală a oricărui cilindru este lungimea cercului 2 pr înmulțit cu înălțimea, ceea ce se scrie 2πrh. Da, aceasta este area laterală. Nu ne cere area laterală, nu are totală. Lungimea cercului de la bază, iată lungimea acestui cerc, înmulțit cu înălțimea. Avem 2 înmulțit cu pi, raza e radical din 3, iar înălțimea e 3 radical din 3. E egal. Avem acest 3 cu acest 2 face 6, înmulțit cu pi. Radical din 3 cu radical din 3 face 3. Deci am 18 pi centimetri pătrați. Gata? Am rezolvat problema? Am compus-o, am explicat, am rezolvat-o? Da, iată aici. Puteți să o vedeți, puteți face screenshot. Ok. Super. A fost un exprompt de rezolvări de exerciții. Um. La cererea voastră. Da? Noi vom mai face uh, Ion Tarafcu scrie uh, radical între la 2 egal cu 3 radical. Da, da, da. tot e corect. Sărui Igor, Biologul noi. <laughs> uh, trapez dreptunghi și celelalte celelalte teme dragii mei la alt life. Mâine voi mai avea un live mâine fiind sâmbătă de dimineață voi avea unul și posibil după masă încă unul. Urmăriți-ne pe urmăriți-mă pe canalul meu de Telegram. Nu am eu dar cel de la Matematica medie. Este doar o secundă și vi-l spun, vi-l transmit chiar aici în în live. Iată canalul de Telegram t.me bară live matematica medie. Este administrat de mine și acolo postez anunțuri privind live-urile. Dacă îmi dați un minut, eu pot să și deschid orarul. Am un orar de live pe săptămâna aceasta și îmi spune așa. 14 mai la ora 11 am bac umanist. Da? iar la ora 15 am un live pe Instagram. Iată ce am pentru sâmbătă pregătit. Și live-ul de pe Instagram fie va fi la 15, fie va fi posibil și la 2, tot este șansă, la ora 2 până la 3, în dependență de dispoziția mea și cum am să mă simt. Reiese că mâine la ora 11 dimineață voi face live pentru cei care se pregătesc. Asta e 14 mai 2022. Se pregătesc de Bac Umanist. A fost cerere. De aceea și voi face acest lucru. Uh, Daniels Gaming. Uh, sunt unele mesaje care... Uh, sunt blocate. Uh, Încă o dată pe Telegram, iată, acesta este linkul nostru de Telegram. Și mersi mult că ați fost cu mine astăzi în live. Mersi pentru uh, cei care s-au abonat. Shelby XZX uh, în final s-a abonat <laughs> cu 48 de minute în urmă. Și la fel este super super dato curios. 8 minute urme pe Twitch s-a abonat. Avem deja mai mulți abonați pe Twitch. Mersi mult pentru că sunteți cu mine aici. Gata live-ul de astăzi. Eu fiind puțin răcit, totuși am să mă duc la o plimbare prin oraș. Voi deja la alegerea voastră ce faceți mai departe. Daniels Gaming. Nu, cine a întrebat? Blow Strike. A întrebat. Pe astăzi e tot? Da, e tot tot ce ține de matematică pe astăzi e gata. Uh, mersi mult că uh, sunteți aici cu mine, că ați fost live. Uh, mâine deja, dacă sunteți a noua, puteți să nu veniți în live pentru că voi face pentru cei de bacalaureat care se pregătesc la umanist. Însă, dacă aveți colegi, prieteni, soră, frate, colegi care îi știți și se pregătesc de bacalaureat la umanist, posibil va fi unicul, uh, unica unicul live în care voi rezolva un test pentru româniști, să le explic detaliat cum se rezolvă, de ce, trimiteți-le link la canalul nostru de YouTube. Uh, Maria, Ma, Maria Rusu, și ție o zi bună și sănătate, uh, Blow strike, sănătate și mult noroc și ție. Uh, somebody, îmi mulțumește pentru lecție și eu îți mulțumesc pentru atenție care ai acordat-o și uh, Dani Art uh, voi aici în general v-ați pornit într-o... Vorbiți de toate numai nu de nu la temă. Ok, sănătate la fiecare, somebody, Ion uh, Taravco la fel spune sănătate la narod și succes în continuare, zice Costel. Uh, Daniar spune o seară bună și plimbare plăcută, Alexandru Cornescu, Pavă Pup. <laughs> Ok, succes e mai departe, cu voi a fost Sergiu, directorul la Matematica Medie și vă spun două fraze care eu le-am cu succes. Succes ție, succes și mie, iar a doua, desigur, succes ție la matematică. Mersi mult, papa. Pa. pa.